Cafeaua de dimineață Te ajută să scapi de greață și străște crește mora Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Sper că transmisia este ok. Astăzi vreau să discutăm un subiect. De fapt, o să începem să discutăm niște subiecte pentru că m-am cam săturat de bla bla tuturor celor care trebuie să facă și întotdeauna găsesc modalități prin care să spună vai, dar știți că nu s-a putut pentru că vai, știți, nu s-a putut pentru că mai țineți minte scandalul mediatic legat de ceea ce înseamnă Deschiderea unei creșe la Piatra Neamț, în speranța, ca variantă pentru tot ceea ce a însemnat imposibilitatea de a asigura locuri în creșă la Piatra Neamț, datorită lucrărilor care au loc și a dat, nu, din cauza lucrărilor care au loc și pentru că a crescut și numărul de solicitări. Ei bine, atunci, după discuții, scandal, etc., s-a luat decizia ca în speranța, acolo unde trebuia să fie grădiniță la un moment dat, și aia neacreditată, să se amenajeze locul pentru o creșă. Părinții s-au dus, o parte dintre ei au văzut și au dat un fel de acord. A fost atunci și șeful de cabinet al primarului, Liviu Harbuza Colos, și s-a spus, da, vom face vom face gardul, vom face tot ce înseamnă partea de amenajare și vom da drumul la creșă foarte rapid la începutul anului școlar. Ei bine, creșa nu funcționează în momentul acesta. De ce nu funcționează? Ei, Ăsta este un lanț, deci vă vom prezenta un lanț al incompetenței, lipsei de dialog, al orgoliilor prost înțelese la nivel local. Toate creează așa un melanj din care suferă copiii. Pe acest lanț sunt instituții, mai multe. Fiecare instituție, în dreptul ei, are niște lucruri pe care le-a făcut sau nu le-a făcut. Ce lipsește în tot acest carusel al incompetențelor și al intereselor și al orgolilor este cooperarea în folosul copiilor și al părinților. Să ne aducem aminte vom drege și vom face și vom face o creșă în speranța. În momentul în care spui că faci o creșă, ai o problemă. Trebuie să te apuci de lucru. Nu te apuci de lucru doar spunând că fac o creșă. Te apuci efectiv de lucru. În primărie, pe partea, ca să spunem așa, mecanică a lucrurilor, Adică să facem gard, să punem, să cumpărăm nu știu ce, să facem nu știu ce, se pare că au început lucrurile. Dar pe partea intelectuală, aia în care trebuie să te gândești. Stai așa, e o cafea, ți o cafea și 5 minute stai și te gândești și spui așa, băi, dacă eu vreau să dau o creșă, drumul la o creșă, cum o fi? Ce trebuie să respect eu ca să dau drumul la o creșă? Trebuie să respect niște legi? Trebuie să am niște avize sanitari, sanitare? Trebuie să am niște avize? Eu știu de pe la ce instituții? Probabil că da. Și atunci, spui așa, alu, cine se ocupă la noi în instituția asta de învățământ? Avem un om, o oamă, sex nedefinit, definit, gen de care o fi, care se ocupă de chestia asta, avem. Acel personaj teoretic ar trebui să știe ce trebuie să facă pentru ca o clădire să fie acreditată ca instituție de învățământ, apoi în calitate de creșă, teoretic, există. Păi și atunci să-i dăm drumul. Ei bine, lucrurile n-au stat deloc așa. Primăria, nu știm din ce motive, a gândit ea ca să scape probabil de anumite etape de acreditări, să dea clădirea prima dată la o unitate școlară, să o arondeze acolo. Urmând ca prin intermediul unității școlare să se facă reparațiile, așa banii fiind dați tot de primărie. Și s-a făcut un frumos proiect de hotărâre de Consiliul Local prin care acea clădire să fie dată unui, mă rog, nu știu cum se cheamă, cred că e Liceul Tehnologic Leonida de la Piatra Neamț. Hotărârea a fost retrasă. De ce? Pentru că probabil n-a existat dialog între omul din primărie și director, care s-a trezit probabil cum traista plină cu făină, o sticlă cu apă și a zis, fă mă măligă, din care să rezulte o creșă. Uitând să-i se dea și cea unu și lemnele. A fost retras. Ok, ce a urmat mai departe? S-a gândit primăria să Acrediteze acolo creșa respectivă, clădirea respectivă drept creșă, cu acordarea personalității juridice. Deci pe, direct pe proprietar. Nu știm ce s-a mai întâmplat de atunci. Ideea este că în acest moment nu se poate da drumul la creșă pentru că nu există acreditare de la, așa îi se cheamă instituția, ARACIP. De ce nu există? Pentru ca să poți face acreditare, trebuie să existe o hotărâre de Consiliul Local care să spună, bă, aici vrem să facem creșă. Mă aici, scuzați, aici, aici noi suntem hotărâți să facem ceva și pentru asta vă rugăm, vă rugăm să veniți, voi, să ne spuneți care sunt pașii de urmat. Deci, ar fi următorii, am primit de la cineva care ar fi pașii de urmat. Înscrierea în Registrul Național al Furnizorilor de Educație Timpurie, antreprenorială, pentru creșa Piatra Neamț, care este unitatea care acum ar trebui să se ocupe de creșa din Speranța, după ce va fi o tărâre de Consiliul Local în acest sens. După care, emiterea unei hotărâri de Consiliu Local pentru schimbarea sediului pentru creșa numărul 5, includerea creșei numărul 5 în rețeaua școlară, deci cu o adresă. Adică ai făcut, după aceea al inclus în rețeaua școlară. El, ea nu este inclusă în rețeaua școlară, pentru că nu s-au făcut aceste hotărâri de Consiliu Județean. După care se trimite cerere pentru înscrierea în Registrul Național al Furnizorilor Educație Timpurie. Cu, cu denumirea Creșa numărul 5, probabil, și de acolo, după aceea, ar trebui să vină părinții, să-și aducă copiii să înscrie, să meargă lucrurile mai departe. Nu s-a ajuns aici, pentru că este de notorietate că relațiile Primăria Piatra Neamț, Inspectoratul Școlar și Creșa Piatra Neamț unde este un director era și acum a fost reconfirmat un director pus de cei de la inspectorat care trebuie să spunem că ei sunt PSD, primăria peneleș PNL, și fiecare e cu ale lui. Deci, între cele două părți a existat o colaborare, o comunicare cu hiatusuri, cu hârt. Printre hârtoape, așa. Cert este că un factor al întârzierii îl reprezintă creșa Piatra Neamț. De ce? Pentru că timp de vreo două săptămâni nu a avut șef, nu a avut pe cineva care să poată să facă lucrurile. De ce? Propunerea pentru prelungirea mandatului șefului Creșei a venit de la inspectorat către primărie. Primăria trebuia să-și dea acordul. După mai multe runde, probabil, de discuții, schimbați-l pe ăsta că nouă nu ne place, inspectoratul a zis, nu ăsta rămâne, că altul nu avem și nu vrea. Primăria și-a dat acordul, dar trecuseră cel puțin două săptămâni. Timp în care s-a pierdut, S-au pierdut pași pentru acreditarea creșei. Toată lumea zice că și-a făcut treaba. Cert este că în momentul acesta primăria nu are hotărâre de Consiliul Local care să-i permită după aceea să includă printr-un proiect probabil tot de hotărâre de adăugare la rețeaua școlară a creșei, după care să înceapă restul demersurilor. Partea haioasă, trist-haioasă a lucrurilor este că cei de la creșă au un cadrat personal care să lucreze acolo la speranță. După toate regulile, oamenii ăia, teoretic, ar trebui să fie plătiți primarul municipiului mi-a spus în această dimineață că săptămâna viitoare se va face o de Consiliul Local și după aceea și următoarea pentru includerea în rețeaua școlară și că un termen realist ar fi undeva în octombrie să se dea drumul la creș. Acum, eu întreb așa, dacă primarul n-a știut care sunt pașii de făcut, înseamnă că are un om care se ocupă de rețeaua școlară a municipiului care nu-și face treaba. Dacă primarul a știut, înseamnă că există o problemă. Pe de altă parte, pe de altă parte avem și o altă discuție. Dacă S-a văzut că sunt atâtea întârzieri. De ce nu am avut o reacție oficială? Eu nu vorbesc. Se pare că în cazul ăsta, cei din zona învățământului uh, și-au făcut treaba în hârtii și în demersuri. De ce n-am avut o reacție oficială care să grăbească lucrurile? E și asta o problemă. Cert este că dator, din cauza din cauza acestor lucruri nu a început activitatea într-o creșă, lucru care se putea întâmpla fără probleme dacă toată lumea își făcea treaba. Și aici nu mai există scuze. Că știți că ăia nu ne-o trimis hârtia, că ăia nu ne-o îndrumat, că ăia nu au făcut. Există lege, există regulamente, Există atribuții ale funcționarilor publici, ale oamenilor care conduc instituții, care în acest caz nu au fost duse la bun sfârșit. Punct. Și atât. De aici încolo nu mai avem ce discuta foarte mult. Creșa din speranța nu a nu funcționat. Aici nu e ca în construcții. Să spui că nu s-a uscat betonul. Aici nu este uh, să spui că, vezi, doamne, proiectanții nu și-au făcut treaba. Aici este simplu. Foarte simplu. Și este de impact direct pentru niște părinți și niște copii. Cam atât pe subiectul ăsta, pentru că vom reveni. E un subiect, din punctul meu de vedere, foarte grav este unul din multele subiecte care sunt ascunse sub preș în județul acesta, un județ în care atunci când se întâmplă ceva, prima reacție a tuturor este să acoperim să nu miroase. După aceea mai vedem noi dacă suntem întrebați ce spunem. Am aflat că domnul ministru Predoiu, domnul ministru Predoiu și-a trimis corpul de control la Piatra Neamț în județul Neamț, pardon, la Piatra Neam și Dumbrava, pe celebru caz al fetei care nu știm nici astăzi dacă a murit în urma unui consum de droguri sau în urma altei traume, la Dumbrava Roșie, venită la acele conferințe MUM, la Dumbrava Roșie, unde ar fi consumat droguri, etc. De acolo, având sângerare, ar fi fost dusă la spital. Ați auzit cumva că a venit corpul de control? Spune ministrul că acolo e o cauză gravă. Acolo diicotul are de lucru mult. ăsta e neamțul. ăsta e neamțul. Da, și că tot vorbim de neamț, haideți să ne și distrăm un pic la final de emisiune, să mai și zâmbim. E forfotă mare în partidele politice din județ. Mă refer la cele importante, cele care uh, ne conduc, ne conduc la București și mimează actul conducerii împreună și în județ. Uh, Pot să pui sub titlu, următorul titlu, chiar dacă el poate e un pic mai așa, neortodox. Deci, ne-am obișnuit să vedem atacuri în comunicate de presă la, dintre, dinspre PNL spre PSD mai des, dinspre PSD spre PNL mai rar un pic. Și acolo se spunea, Cutărescu face, Cutărescu nu face, Cutărescu este așa. Se pare că lucrurile s-au liniștit. În stil tipic nemțean. De ce? Cică e folclor. E folclor. Da, cu un bure de adevăr. Cică, acum, la București s-a luat o hotărâre. Dacă unul atacă pe celălalt, trebuie raportat urgent la sediul central al partidului, care va lua măsuri drastice și invers. Dacă celălalt îl atacă pe celălalt, așa, așa, așa. E, vă dați seama acum oficial nu se vor mai ataca. În schimb, doamne fe, ce se vor ataca prin interpuș. Și de acum urmează, vă spun eu, partea drăguță a lucrurilor. O să vedeți cum sunt atacați pesediștii într-o zonă și peneliștii într-o zonă. O să fie ca în perioada aceea de război rece, local, pe, pe vremea când se băteau uh, partidele prin reprezentanții lor de frunte, cum puteau, pe unde puteau, uh, pe vremea când se certa Gheorghe Ștefan cu culiță tărâță uh, uh, sau arsene cu tărâță sau chiar arsene cu Ștefan, deci va fi frumos dacă nu cumva, dacă nu cumva, își vor da seama și unii și alții că trebuie totuși să coopereze spre binele județului. Aștept cu nerăbdare un prim comunicat de presă comun al celor două partide care să înfiereze aurul, de exemplu, sau usr -ul. Dacă nu, cumva, și ăștia ar fi prinși în cine știe ce înțelegere. Mi-am propus 20 de minute de emisiune. Astăzi le-am făcut. Vă doresc o zi perfectă. Să sperăm că în curând vom avea o creșă acreditată la Piatra Neamț. Pentru asta ar trebui o hotărâre de consiliu local care s-ar preta la o hotărâre de consiliu de îndată extraordinară de îndată așa cum se fac de îndată pentru lucruri care n-au nicio legătură cu o urgență, dar asta chiar ar fi o urgență, după care să fie o alta pentru includerea în rețeaua școlară, după care să meargă și copiii aia la creșă, dacă tot ne-am bătut cu pumnul în piept și am făcut noi și am zis și am dres și am aranjat și am rezolvat. Mă rog, nu încă, dar probabil că rezolvatul e pe vine. Știți cum e. Când stai pe vine, e fericire mare. Numai bine. La revedere.